Vezi, da, că de fapt bunătate. Ne formăm în funcție de viață și de unde am trăit mai mult decât de horoscop. Bărbații din zodia fecioară ți se par ție psihopat, nu femeile. Da, eu nu vorbesc cu capricornii. Eu am cunoscut gemeni care au ceva în comun cu mine și am cunoscut gemeni care nu au nimic în comun. Bună seara, bună seara. Fere, e cu vorba raia. Voi cu zodiile cum sunteți? Gemeni și fecioară, da? Da, eu nu vorbesc cu capricornii. Nu, de ce? Nu, că sunt distrugător de viață. Mi se pare că cea mai bună zodie sunt cei mai șmecheri. Capricornii? Da, sunt cei mai puternici, cei mai strong, cei mai... Dar în același timp te distrug, efectiv. Nu. Și culmea, fecioara și capricornul se înțeleg foarte bine. Fecioara mi se pare cam... Bine, și gemeni. Eu nu mă înțeleg cu fecioarele. Mi se pare că fecioara e o zodie foarte rea. Sunt foarte rele. O fecioară nevindecată este o zodie... E o fecioară nevindecată. O fecioară nevindecată poate să fie foarte rea. Și tu ești vindecată? Eu sunt într-un proces de vindecare, dar eu nu sunt rea. Eu am luat-o ca pe good sign. Și dacă nu mă înțeleg cu fecioarele, înseamnă că e bine că nu sunt așa. Na. Bun, bun, bun. Dar ascendentul e părac. Vezi, da, că de fapt ascendentul mă strică. Nu, ce ai zis? Bunătate? Vezi că zic. Artista unde e? În ascendent sau... În ambele. În ambele. Nu, partea de business e fecioara și artistul e racul, știi? Că e așa foarte emoțional și... Antreprenoarea și... Da, 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 efectiv. Tu vezi că am cu zodiile, crezi în zodii? Noi suntem 18 la masară. Voi gemeni, mi-e fric. Un fel de variante. Mama e gemeni, mi se pare un pic rea. Eu am cunoscut gemeni care au ceva în comun cu mine și am cunoscut gemeni care nu au nimic în comun. Și cu ce zodii te înțelegi tu cel mai bine? N-am stat să mă... Mai aproape, de că nu te auzi. General, cu oamenii de treabă mă înțeleg. Nu am stat să mă gândesc așa la zodii și la... Cum? Scorpionii sunt de treabă, să știi. Sunt oameni... Până într-un punct. Nu știu nici cel mai bun. Bine, șefa mea e scorpion, să... Să vedeți ce hate vă luați după... Păi, îți dai seama. Nu știu nici cel mai bun prieten ce zodie e sau așa. Și cred că, ne formăm în funcție de viață și de unde am trăit mai mult decât de horoscop. După horoscop, dar sunt ceva puncte în comun la toate zodiile, cred. Voiam să vă provoc în felul următor. Am vorbit de zodii, vreau să facem ceea ce nu s-a mai făcut până acum. Mers sau pest la zodii. Vezi că nu știu cum o să joci treaba asta, dar mă bazez pe tine că măcar... Mers sau pest la zodii? A, tu chiar vrei să faci TikTok-ul ăla care să rupă să ne luăm noi hate, am înțeles. Dacă vreți, dau și pe smash și pest. Da, te rog, da, chiar vreau să dai și tu. Chiar vreau să dai și tu, dacă tot... Mă gândesc dacă știu pe cineva din zodia. Exact, uite, vezi, asta este gândirea. Let's go, mie îmi place. Noi știi că e ok. E ok. Hai să zicem balanță. Smash. Așa. Deci smash. Bă, mergem mai departe spre leu. Eu spes la leu. Spes. Ok. Cum adică ok? Ok ce? Părerea ta, da? Ok. Pes și tu sau ce? Nu, hai să dau smash de data asta. Tu dai smash la leu? Ok. Am o combinație de cetățenie. Am înțeles, dacă reziști tu la orgoliul ăla fantastic, good for you. Ok, hai să mergem la rac. La rac? Ei, acum și tu. Smash, da. De ce că-s eu? De dau smash. Bă, nu, oamenii că sunt și eu. De fapt, se exclud. Exact, da. Bă, da. Sufletiși răcușorii, cam prea. Sufletiși, da, să știi că sunt foarte manipulatori. Dacă cine cred eu, era mâna dreaptă a unui manager care era, era manipulator, da. Pes. Pes la raci. Ok. Pare rău. Berbec. N-am multă experiență. Mamă, berbec. Stau fiind încăpățânată. Pes. Pes? Da, foarte deranjantă această încăpățânare. Mă, eu zic smash. Bă, pentru... smash, like, smash, că I like cumva. Că dacă e încăpățânat, am și eu cu cine să nu obosească rapid. Da, să ne dăm cap în cap. Nu, neapărat. Mamă, eu dau pes la toată lumea. Bine, mă, hai să dau smash la berbeci, na. Să fiți sănătoși. Dacă ai zis că încăpățânarea aia deranjează. Hai că dau acum smash. Hai să mai mergem spre un săgetător. Smash. Deci m-am înțeles știu. Bine cu toți săgetătorii. Sunt foarte nice, sunt oameni sufletiși, sunt N-am nicio imagine. Gemeni? De care prins, depinde de care ai noroc să scadă ziua aia. Deci am dat de 3 gemeni în viața mea. Da. Oribil. Bă, rău de tot. Rău, da. Și am o prietenă care e gemeni, care salvează efectiv părerea mea despre zodie, pentru că este cea mai
kind persoană, efectiv, și odată n-a zis ceva la altcineva mai departe din ce am zis. Este pâinea lui Dumnezeu. Ok, ok. Fata aia. Deci o să dau smash la gemeni. Pes. În lumea feminină se... Efectiv, tatăl meu dă pes la gemeni și o să vin eu acum. Nu, eu am zis că prinde pe care prins. Dacă... Și o să zic că tatăl meu, în sfârșit ne place cineva, dacă Zofia, e, Olivia, dacă e productiv, da, în viața ta, te ajută. Dacă e... Dacă ești pe ceartă cu el, da, nu cred că e, cred că e pes. Așa e, dacă ești pe ceartă cu gemenii e rău, da. Și fecioară? Hai să ne ducem și la fecioară. Depinde, mi se pare că e o diferență mare între la bărbați și fecioară. Gemenii. Cum, cum? Dacă te-ai jignit gemenii. Să mai zici. Pes, pes la fecioară. Pes la fecioară? Depinde, bărbații din zona, din zodia fecioară, mi se pare prea psihopați. Serios? Deci, da. Analizați, bă. Da, e super meticuloas. Bărbații din zodia fecioară ți se par ție psihopat, nu femeile? Asta e, mă, citiți horoscopul și ok, ok. Eu am cunoscut un singur bărbat fecioară și mi s-a părut o persoană foarte inteligentă și foarte... Și l-ai cunoscut bine? Bă, da, foarte, gen, foarte ok. Foarte, gen, n-am avut ce okay. să reproșez. Deci apropiat. Da, 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 da. Ok. De fapt, băiatul ăsta din zodia fecioară este singura persoană din zodia fecioară cu care am reușit să mă înțeleg. Ba nu, chiar acum vorbesc prostii, că una dintre prietenele mele cele mai bune este fecioară și este minunată. Stai. Mai puțin când ne ciondănim. În rest e superbă. Hai să vedem ce zice TikTok-ul după aia. Hai să lăsăm aici provocarea, că zic că avem material. Știți cât? Vă știți după dată? Deci dacă... Deci dacă bubui pe TikTok cu smash-ul și pesul meu la zodit, vii și te caut la 10 noaptea, te caut aici, te aștept în fața clădirii. 4. Pro FM, Open Radio.